Colțul Cameliei. În 2015, cred că cel mai mult mi-a plăcut că am pus mâna pe primele produse Hourglass. În 2016 îmi doresc să văd Hourglass, Nars, Laura Mercier și multe altele în România. Yes. Bine, și îmi doresc să am și bani să pot să-mi satisfac poftele. Că altfel degeaba vine în România. Cine n-a fost? Scaunelul? Revlogărițe? Invităm doar vlogărițe, invitații. Deși dacă vreți și voi, dacă mi iese știu, dacă vă simțiți da. Acolo, cine decide dacă asta e warming up-ul. Ana Maria. Repetiția înainte? Nu. Bună, sunt Ștefania de la Stef. Hai că-mi pierd momentul. O să trebuie să vin lângă tine? Bună, sunt Ștefania de la Stefanie.com, iar în 2015 mi-a plăcut foarte mult paleta The Semi Sweet Chocolate Bar de la Too Faced. Ceea ce îmi doresc de la 2016 ar fi să nu se mai poate unghiile cu gel, pentru că mi se par horror. Ok, cine mai vine? Corina? Hai, hai Corina! Ce mai rapid, am rând doamna mea? Cât de aproape? E ok acum. E ok, da. Hai, Corina, ca la ProTV. Hai, ca okay. Salut, sunt Corina Drăgulescu și vin la pachet cu Oana pe proiectul Color Me With Beauty. În 2015, cred că a fost un an de încercare pentru mine. Apreciez foarte tare că produsele profesionale de la MAC au niște prețuri foarte accesibile, începând de la fondurile de ten până la casetele personalizate. Ce mi-aș dori eu de la 2016 este ca majoritatea producătorilor să țină cont de cele mai importante aspecte în momentul în care produc produsele de beauty, cum ar fi să țină cont de ambalaj, să fie compact, capsulat, să produsele să nu conțină parfum, iar cele destinate tenului să conțină un factor de protecție cât mai mare, că până la urmă acestea sunt atributele unui ten frumos, sănătos și radios, pe care să-l avem la purtător o perioadă cât mai lungă de timp. Mai zic? Păi ții ceva de 5, de. 5 să fie tot montajul. Okay. Hai să vedem. S-a depășit până acum? Cine sau mai dorește? Cristiana, nu stai? Hai. Toată lumea. Ziceam eu ceva de tine la sfârșit, dacă scăpai. Taci! Dar am așa și încheie cu tine. Oh. Dar sigur că arăți bine. Aha, la ea te asigur, la restul nu. Numele meu este Cristiana și scriu pe Cristian Cornea dintr-o. Mă tai, da? Lamă sau cucuțe? În 2015 mi-a plăcut că am descoperit Melchior, despre care nu știam și mi-am dat seama că sunt un brand foarte bun la prețuri foarte mici. Și în 2016 îmi doresc să am o colecție de rujuri roșii foarte mari. Ok. Nu am avut la birou. Dar le-ai povestit de filmul tău la care te trebuie să duce pe tine? Nu, doamne, eram sigură că să zic asta. Nu că cred. Da, am făcut un film în liceu, eram prin clasa 10-a. Și eram singura persoană la care trebuia să tragă vreo 25 de duble. Pentru că mă urmăream gândesc. Gata. Mai este cineva în gășor? Până la urmă ce credeți? Personajul ei prin șeară a devenit mai bulbuit ca să nu mai trage duble. Adică era lipsat duble ca să nu ne mai chinuim. Da, ok. Ăsta a fost momentul cel mai greu. Mai aveți ceva sunet? Nu, gata. Fără sunet. Dacă fără sunet este așa. Pentru că v-am spus că în seara asta chiar vine Moș Crăciun. O să încep exact ca Moș Crăciun și anume să scot din tolbă încă de ceva și chiar să vă și dau.
Mai să spun două secunde și imediat, da? Așa, da. Da. Ok. Păi și cadourile nu facem schimb. După ce o să vă dăm eu cadourile la Moș Crăciun. Nici un copil de rând. Eu știu. Știu că punctul de atracție al evenimentului este ca fiecare să extrageți un minut. Și să vedeți ce cadou ați primit. Și cred că cel mai frumos moment este când tu ai pregătit un cadou, nu știi la cine s-a dus, ajunge la cineva și vezi reacția aia de wow, de la viu la nașpa. Mulțumesc frumos pentru primare. N-are cum să fie o reacție nașpa. Cel mai sincer, n-are cum să fie o reacție nașpa. N-are cum să fie așa ceva. Să zici că poți să... Deci cum e treaba asta cu filmatul? Ce am să vă zic că am visat brandul Guerlain înainte să știu. Știu că pare o aberație. Am visat lucruri legate de Guerlain. Și nu știu, ceva, eu există o legătură între mine și acest brand, nu pot să știu care, dar mie îmi place are bine. Și astăzi, practic, primul Moș Crăciun de la Guerlain pentru voi. Și o să am pentru fiecare un ruj de la Kiss. Și noul lapte de machian din gama, noua lor gamă de machiere, care practic reinventează ideea asta cu demachierea. Este Le de Beauté. Bineînțeles, sunt două miniaturi, mini size-uri. Așa cred că mai am mult de muncă ca să pot să fac un eveniment în care să vă dau produsele pe care eu, în primul rând, mi le iau și le ador de atâția ani. Așa. Și încet, încet o să mă ajute și Maria. Așa. Să ajungă la voi. O să mă adresc și o să mai pun și mai târziu. Păi poți live până acum? Eu sunt live și acum. Aoleu, pe Periscope. Da? Chiar vă invit să le desfaceți, să vă uitați la ele. Practic astăzi va fi vorba despre cadouri. Să de gheță să prezinti până de acolo. 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 Make-up remover. Maria, din păcate că nu mai puteți fi cadoul aici, nu? Ai zis că vrei și tu. Păi, voi să-mi dați vreau una. Ok. Da. Așa. Nu am crezut că... Hai să faci și mie măcar poze sau ceva. Păi le facem, da. Un alt brand, de fapt sunt două branduri aici, e vorba de Lancôme și de Saint Laurent. Despre care cred că nu mai trebuie să vă mai spun ceva foarte mult. Chiar eu personal îmi doream foarte mult Grandioz, că n-am apucat să... Doar l-am testat în magazin, dar că n-am apucat să... Eu hipnoz oricum, era... Așa... Mai aveți aici și un ruj de la Yves Saint Laurent. Și o mostră din noul Black Optimum. Unde parfumul de la surpriza cea mai mare acest eveniment, pot să zic că avem un brand manager care a venit aici
Deși în formație completă și cu toți brand manager și avem cum să vină altfel acum. Așa, pentru că Brândușa este astăzi aici cu noi și sunt un pic emoționată, pentru că este și cu Claristonic, este și cu cei, cum să spun? Da, cei doi bebeluși care așteaptă acolo. Doi fetele, am adus la eveniment să mă așa, și chestia asta chiar mi se pare așa, un lucru chiar foarte emoționant. Eu mi-am dorit foarte mult să am gemeni, dar n-a fost să fie. Da? Așa. Eu nu, la mine s-a cheiat. Nu mai, așa. Și...